10 și cu 6 16 și cu 3 19 și cu 2 și cu 2 de ăștia e o 10 de aici cu 10 de aici 21 1 și un 2 la sute. Da? 1, 21, da? Da. Și 2 la sute. La sute. Și 0 plus 2. La sute. La sute. La sute. La sute. Deci asta este 1. 1. 3. Și cu 5, 4. Și cu asta? 0. Este 0. 0. 8. 8. 8. Aici este sute. Aici este sute. 8 și cu 0. 8 și cu 0. 8. Și cu 2? Și cu 2, 10. 10. Pun pe 0 la sute. Și acum? Mii. La mii. Făută miile. Ai pe care e din cap? Nu-i? Ai pe ole sute. Și mai avem 1000 de la 1000. Este aici 1000. 1000. Și cu 1000 care am avut-o de trecută? De la 10. 2000. 2000. 2017. Excelent. Excelent! Bravo! Să știi că atac greutăți mă ajută de tine. Aici m-a ajutat teribil tare. Dar, dragilor, vedeți, n-a scăpat ocazia, Mario, dar tu ai fost Darius perfect. Davide Darius. Ai fost perfect pentru că asta e socoteala pe care o face el. Și el s-a dus, pac, de ce pe unitățile. Și aici este extraordinar cum își face el 10-le. 6-a. 6 și 4 își face 10. 2 și 8, 10. Și acum adună unitățile, 4 și 2, 6 și 1, 7 și pune 10, lasă mai târziu, că le adună la 10. Super, super. Dar haideți să mai stăm un pic de vorbă cu exercițiul ăsta. Știți, ca de fiecare dată, nu ne mulțumim să-l facem și trecem mai departe, ci vrem să vedem care a fost partea sensibilă a exercițiului. Cum credeți că a făcut autorul exercițiul ăsta? Nu știu. Cum crezi? S-a gândit la, să spună, să spună la 2. Și s-a mai dat toate valorile, 0, 5, 7, a dat niște valori, toate valorile ca să ne chină, a fost drăguț. Și nu ne-a fost să scrie. Valorile astea au fost date totuși la întâmplare și după aia au avut nevoie să scrie. Deci el trebuie să ne-a avut un secret, noi trebuie să recunoaștem aici. Băieți, eu nu mă împart în gândul că Dumnezeu o să n-are vreo șmecherie a lui. Știți care e șmecheria? E 2 la 0 făcut 1 și am scăzut noi acolo. Iar acum, de aici, dacă scoate factor comun pe cine? Da, s-a gândit că trebuie la 1 mai 4 și după aia am adunat 2 la 0 și am scăzut mai 4 ca să nu încălcezi. Deci, țineți minte ce șmecheria are. Practic, îi rămâne 2016, îi rămâne 2016 după ce scade și din suma asta, se cine scoate el în factor comun? Hai să descoperim pe 2016. Nu rezist. Urmăriți-mă și pe voi la 8-a, că este un spectaculos. Spune așa. Să se găsească numele la 1, a 2, a 3 în ordinea asta, în ordine crescătoare, știind că 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la AN fac 2017. Și acum ei au un moment de sprint foarte important. Și zic așa. 2017 e par. Și atunci pătăresc așa. 2 la orice putere, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4 este un număr. Deci 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4 este totdeauna un număr par. Și atunci, neapărat, fiindcă fac 2017, care e număr impar, trebuie să fie un 1. Și atunci gândesc ca A1 să fie 0, că 2 la 0 fie 1. Ăsta e momentul tare de start la ieșițiu. Deci îl văd pe A1 ca fiind 0. Ca să facă rost de 1, să-l scadă din 2017 și să-ți rămâne cât îi rămâne, 2016. Și aici începe munca. Cine s-a apropiat cel mai mult de 2016? 1024, 2 la 10. Că 2 la 11 ar face 2048. Și vine cu cel mai aproape ca să nu-l depășească pe 2016, zici și 2 la 10. Și în felul ăsta îl găsește pe cel mai mare. Deci, ultimul din când este 10. Și tot se duc înapoi și duc înapoi și găsesc pe 8, pe 7, pe 6, pe 5.
Foarte tare. Dar acum am o idee. Asta se întâmplă în matematică, suntem în fața unui registru foarte dificil. Am o idee, să vedeți cam. Să descompunem pe 2016. Cum știm să descompunem? Prin doamne, prin doamne. O dată, 0, 0, 8. Iar prin 2. 5, 0, 4. 2. 2. Cât? 5, 2. Iar prin 2. O dată, 2, 6. Iar prin 2. 6, 3. Și acum merge 63. Și mai merge prin 3. De 63 și merge de acum pe 3, să fii sănătos, deci. Să fii sănătos, deci, încolo. Păi, câți de ale doi am aici? 1, 2, 3, 4, 5. Atunci aș fi zis așa, că 2016 este egal cu 2 la 5, ori 30, ori 63. Și atunci îmi venea în minte să scot pe 2 la 5 în factor comun de aici. Sau... Și cât ar fi fost aici? Egal cu 2 la 5 pe lângă... 3 de... pe lângă... Scoțând pe 2 la 5 în factor comun, câte rămâne? 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4. Ia să vedeți, s-o apropiat de 63? Deci, plus 2 la 5, plus 2 la 5. Ia adunați numerele astea, fac 63? 1, deci face 3. 1 cu 2, 3, cu 4, 7, cu 8, 15, cu 16. Deci toată munca copii, toată munca care o facem este numai, nu pentru 2000 și, pentru 60, pentru 63. Și atât cât de frumos este. Deci, 2 la 0, plus 2 la 1, plus puncte, puncte, până la 2 la cât a să facă 63? Nu, 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 cu 2 la 5. Dacă 2 la 5, cât face? 2 la 5 fac? 32. Da? 60, 32, da? 32, 2 la 6 făcea cât? 64. Și mi-l depășea pe 63. Deci cum am gândit, așa, e limpede că atunci, sigur, 63 face asta. 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4. În concluzie, după spatele 2 la 5, munca noastră toată, se mută acum la ce sumă îmi face 63. În loc să văd ce sumă fac 2017, m-am dus la ce sumă fac 2063. Da? M-am dus la ce sumă fac numai 63. Sunt foarte fericit că ați atacat foarte bine chestia. Deci eu spus așa. Dacă ăsta ar să fie peste 10 și va fi 11, depășește pe 2017. Deci cel mai mare trebuie să fie 10. Deci se duce înapoi, trebuie înapoi. Am avut inspirație ca să zicem pe A1 să fie 0, ca să fie 2 la 0, să facă 1 și să scadă de aici, ca să fie un puteri pare. Că 2 la ceva numai puteri pare, numere pare fac. Și este excelent. Și tot au mers înapoi. Și au mers înapoi și au construit numerele 10, 9, 8, 7. 6, 5 și 0 acela de pornit. Dar eu am avut acum inițiativa să descompunem pe 2016 ca fiind 2 la 5 ori 63. Și acest moment înseamnă mutarea problemei, având 2 la 5 în factor, în problema următoare. Suma a câtor numere cu 2 la A1, 2 la 2. Deci am mutat problema aceea dificilă, echivalentul va spune 2 la B1, zic, plus 2 la B2, plus 2 la B3, plus 2 la B4, plus 2 la B5. Se facă 63. Deci în loc să mă gândesc la ce sumă fac 2017,
M-am gândit să fac numai 63. Este mult mai simplă problema. Că n-am decât să mulțesc cu 2 la 5 care îi fac oricum și am găsit distribuirea. Din acest motiv, fiindcă 63 este număr impar, B1 trebuie să fie 0. Ca 2 la 0 să fac 1. Și atunci vine 2 la B2 plus 2 la B3 plus și mai departe plus 2 la B. Și B5 trebuie să fie în același timp, B5 trebuie să fie 5. Că dacă zic 2 la 6 fac 64. Și acolo trebuie 62 deja. Da? Și trebuie 62. Deci, iată cum descoperă odată pe ăstea două. Și atunci rămâne B2 plus B3 plus B4 să facă 32, 33, ce rămâne acolo și mult mai repede fac problema. Deci, munca care am făcut-o de tatonare a fost extraordinară. Dar a venit o idee acum, mult mai bună, descompunerea aceasta, care spune că numărul 32 la 5 ori 63 și mult problema în descompunerea lui 63, care e mult mai simplă de văzut, pentru că găsesc deodată, după experiența anterioară, pe B1 și pe celălalt. Deci merge, merg ambele capete. Și acum se strânge numai 3 numele, deci îți găsesc, îți găsesc numerele în interior. Deci numerele sunt acestea. 1, 2, 3, 4 și 5. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Și când înmulțesc cu 2 la 5, am găsit desfășurarea aceea. 5, 6, 7, 8 și 9. Și mulțumim și colaboratorul nostru, Mario. Primul Mario ne-a spus de lucrătură, am avut de făcut proba. Și la probă, ca să vedem că a făcut o treabă bună, Mario a sărit la treabă și a spus, unitățile încep. 4 și cu 6 se fac cu 10. 2 și cu 8 se fac cu 10. Și a zis, nu, ce face? 4 și cu 12. Și când mi-am dus la 10, am făcut chestii, am făcut proba și a fost 2007 și a fost foarte bine. Așadar, dragilor, în fața unor negreșițe de acestea, nu facem decât să muncim cu foarte multă grijă, cu multă atenție și dintr-o idee mergem într-o altă idee și iată cum această rezolvare, dacă am fi avut inspirația să descompunem, totul era mult mai simplu, că reduceam problema la această sumă spui 63 care a fost mult mai simplu. Nu, am avut-o la ce mult. Însă eu fac următorul lucru. Am mers pe timpul pe mâna lor. Am lăsat să alergi ei. Au simțit exact că trebuie, ce este gândat. Au simțit exact ca unul trebuie să fie 0. Ca să fie unul acela. Este un prim start. Au simțit exact că cel mai mare nu poate să fie decât 10. Cum să nu te duci pe mâna lor? Și am mers pe timpul înapoi pentru că au, de fiecare dată s-au apropiat cu cel mai mare de putință. Pentru că a rămas din scăderea respectivă. Să facem sinteza orei. Să vedem ce am făcut aici. Sinteza. Orei, pomeni clasa 8-a și se uită foarte trist la mine. Clasa 8-a spune așa. Nu se poate. Așteptată ora noastră. Nu ne interesează ce faci să acolo. Toți am intrat în acest puteri, nu? Prima chestie ce a fost acolo? Cu numere, 9, 2, 7. Scrie la numere pe asta. Da? Până am dat seama că de fapt ca... Compararea. Numerelor. Apoi aici, puteri. Factor comun. Scrierea lui 2017 ca o sumă de puteri cu aceeași bază. Cu baza, acele bază, 2. Așa asta a fost. Mario, din pe fază, ce spui? Așa cum zic. Cum să știu?
Nu mă mai repede, ce spui la final? La revedere, să nu uitați la cel să mâna la prof online. La revedere! Și în italiană, în italiană. Și în italiană cum să zic? Cum zici? La revederci! La revederci! Abonatevi! Abonati? Abonatevi! Prof online. Prof online. Prof online, așa? La revedere! La revedere!